că ritmul unei melodii este împărțit în măsuri muzicale, așa cum și cuvintele sunt grupate în propoziții. Și bineînțeles că o lucrare muzicală este formată din multe măsuri muzicale, exact cum o carte este formată din multe propoziții. Din lecțiile anterioare știm că indicația de la începutul patiturii este valabilă până la finalul discursului muzical. Adică, dacă suntem în măsura de trei timpi, vom avea câte trei timpi până la finalul melodiei. Primul timp din cei trei fiind accentuat, iar ceilalți doi neaccentuați. Însă, ce-o fi fost în mintea compozitorilor când au compus Happy Birthday to You? Haideți să analizăm! Suntem în măsura de trei pătrimi, adică trei timpi. Însă, dacă privim cu atenție, prima măsură este compusă din două note ce împreună însumează un timp. Apoi avem trei timpi, trei timpi și așa mai departe. Hmm, să fi fost vreo greșeală? Înainte de a-l suna pe compozitor, haideți să vă spun ceva. E corect! Pentru că există melodii care încep cu anacruză, adică o notă sau un grup de note aflate înaintea timpului principal. Termenul Ana Cruză provine din limba greacă. Ana, care înseamnă a merge către și Cruzis, care înseamnă a accentua. Iar împreună, Ana Cruză înseamnă mers spre accent. Vizual ar fi ca o pregătire, ca un elan Apoi saltul, adică accentul. Muzical, happy reprezintă elanul și birthday accentul. Haideți să vedem și cum se încheie melodia. Surpriză! Se încheie cu o măsură de doi timpi. De ce credeți? pentru că acești doi timpi se completează cu timpul de Ana Cruză de la începutul melodiei. Aha! Deci compozitorul nu a uitat că la începutul melodiei a furat un timp și a completat prin cei doi timpi de la finalul melodiei. Acestea se numesc măsuri incomplete. Dar știați că și imnul nostru național începe cu Ana Cruză? Deșteaptă-te, române! Care ar fi accentul? Deștea! Deci cea de-a doua silabă este cea accentuată. Este scris în măsura de patru pătrimi, adică de patru timpi, însă începe cu măsură incompletă, adică cu anacruză pe timp și se încheie cu măsură de trei timpi, astfel completându-se cei patru timpi stabiliți la începutul lucrării muzicale. Există trei tipuri de anacruză. Pe timp, jumătate de timp sau formulă anacruzică, adică formată dintr-un grup de note. Iar dacă eu asociez vizual anacruza cu elanul înainte de săritura în apă, voi cu ce o asociați? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii.